Tatăl Cosmin, pornim la treabă, este clasa 11. Ai ce scris aici? Derivate. Da. Asta e dorința ta. Da. Asta facem. În weekend vreau să învăț formulele, că n-am avut timp cu simulări. Da, atunci facem așa. Hai să scriem în colțul ăsta. Da, și... Și ne uităm ca să ne folosim, la să le avem la îndemână. Da. Deci, prima formulă este constanta derivată face 0, nu? Da. 2. X la n, totul derivat. Noi le-am făcut pe toate, le-am demonstrat parcă, da? N, x la n minus 1. 3. Radical de ordine n din x, totul derivat. Să amintești, așa, e 1 supra indicele sunt în față. 1 supra indicele radicalului. Radicalul rămâne cu indicele său. La puterea x, cu o unitate mai mică decât indicele radicalului. N minus 1. 4. X la n, am zis, e la x derivat face e la x, este singura care nu suferă. Da. 5. A la x, totul derivat face a la x, logaritmul din a. 5. 6. Logaritmul din x, totul derivat, e 1 pe x. 7. Logaritm baza a din x, totul derivat, face 1 pe x, logaritm natural din a. 8. Sinusul derivat e cosinus. Cosinus 9. Cos de x derivat este minus sinus. Da, sinus e cos, cosinus e minus sinus. 10. Tangentă de x derivat. Tangenta e simplu pe cos, 1 pe cos pătrat. Cos pătrat de x. 11. Cotangentă de x derivat este minus 1 pe sin pătrat de x. Cotangenta e cos pe sin. 12. Celelalte erau... Ar sin, ar cos, ar tangent și ar cotangent. Inversel, da? Da. Hai să le vedem și pe asta. Arc sin de x, totul derivat, face 1 pe radical din 1 minus x pătrat. Arc cosinus de x, totul derivat, face minus 1 pe radical din 1 minus x pătrat. Arc tangentă de x, totul derivat, face 1 supra 1 plus x pătrat. Arc cotangentă de x, totul derivat, este egal cu minus 1 supra 1 plus x pătrat. Deci 12, 13, nu? 12, 13, 14, 15. Da? Acestea sunt formule pe care trebuie să le știm ca să ne apucăm de lucru. Mai notăm aici că F supra nu, constanta ori F constanta ori funcție derivată egal cu constanta ori F derivat. Constanta este în față. Da? F plus sau minus G totul derivat înseamnă F derivat plus minus G derivat. Da? Derivata sumei, suma derivatelor, că dai limită, limita sumei, sumei, așa, că F or G, totul derivat înseamnă F derivat or G, plus F nederivat, F nederivat or G derivat. Deci prima derivată ori a doua, nu? Plus prima, nu? Ori a doua, da. F supra G, totul derivat, egal cu F derivat ori G, nu, minus F nederivat ori G derivat, supranumitorul la pătrat, G pătrat. Este să operați cu funcții derivabile. Odată știute acestea, să încercăm să derivăm câteva, să luăm în niște funcții, să le mergem în două variante, și cu limita raportului și așa, să vezi
ca diferența de cifre, merită să ții minte formulele astea. Deci dacă e dată funcția f de x egal cu radical din ce? 3 din x plus 1. Și vrem să facem derivata în punctul, deci radical din 3 din x plus 1, da? Da. În x egal cu 1. Deci, cu cine este egal cu f derivat în punctul 1? F derivat în punctul 1. Conform definiției, este egal cu limită, f limită pentru x din de la 1. La 1 din f de, ăsta, f de x0. Nu, din f de x. Din f de x, așa. Minus f de f de x0. Dar x0 la noi este 1. A, f, de 1. F de 1. Totul supra x minus 1. Da? Și egal mai departe cu limită. Da, așa, limită pentru x tinde la 1 din f de x este radical de ori indice 3 din x plus 1. Da. Minus, dacă înlocuim, vine radical de ori 3 din 2. Corect. Totul supra x, x minus 1. 1. Și egal mai departe. Cu limită pentru x tinde la 1. Păi la radicalul de indice 3, ca să dispară radicalul, trebuie să amplificăm puterea 3-a, nu? Deci ne gândim la formula a la 3 minus b la 3-a. Asta. A la 3-a minus b la 3-a este egal cu cine? A la 3-a minus b la 3 este cu a pătrat. A minus b. A minus b, pe, așa, a minus b. A pe minus lângă, pe lângă a pătrat, da. Minus AB plus AB, da, minus acolo, plus AB, AB plus, plus B pătrat. Deci atenție, să începe cu A minus B, ca atunci când plec cu A la 2 minus B la 2, cu cine este egal A la 2 minus B la 2? A la 2 minus B la 2 este egal cu A minus B. A minus B pe lângă A plus B. Pe lângă A plus B. Deci vezi, să începe cu A minus B și asta și cealaltă. A. Am o două. Și când e A plus B, A la dar vin la a doua, numai A plus B mai nevoie, că se completează la a doua. Da, da. Aici vin la a treia, încep cu A pătrat, da. A-ul crește și B-ul crește. Crește, da. A la a doua plus AB plus B la a doua. Dacă ar fi A la a patra minus B la a patra, ia să vedem. A la a patra minus B la a patra, cu cine ar fi egal? Patra. Păi ar fi A minus B. Tot cu A minus B, da. Pe lângă. A la a treia. Așa. Plus. Plus a la a doua. Doua. B la a doua. B la a doua, că vine acum așa zbire. Da. Plus, mai departe. A-ul descrește încă. Da. Plus a la a doua. A simplu. A, de fapt, dacă. A b la a doua. A b la a doua. Și plus b la a treia. Deci, pe măsură ce a-ul descrește, b-ul vine și-l ajută, b-ul crește. Da. În cazul nostru, tu ai numai a minus b. Vezi? Da. Ai, ăsta e A și ăsta e B. Ai A minus B. Cât îi mai trebuie? A la pătrat plus AB plus B pătrat. Deci va fi egal mai departe cu limită pentru x tinde la 1 din... Lăsăm radical indice 3 din x plus 1 minus radical indice 3 din 2, adică A minus B, pe lângă, și acum pui toată bucata. Da, pe lângă A la 2, adică radical din ordine de ordin 3 din x plus 1 la a doua. Așa. Deci pui radical de ordinul 3 din x plus 1 la a doua. Ai a pătrat cam dat, da? Da. AB, adică... radical, a ori B. Da, radical de 3 din x plus 1 ori radical de 3 din 2. Așa. Deci radical mare. Da. Din x plus 1. Ori 2. Ori 2, sub radical aici, da? Da. Plus? Plus radical de ori 3 din la puterea a doua. 3? Din 2 la a doua. 4. Da? Din 4. Și închide paranteza. Paranteza de astăzi. Totul supra, jos, la numitor. Exact bucat era x minus 1, să-l scriu. X minus 1 pe lângă bucata pe care ai pus-o sus. A, x minus 1 pe lângă radical din x plus 1 radical de ori 3 din totul la puterea a doua, ori radical de ori 3 din x plus 1 ori 2. Plus radical din. A, plus radical de ori 3 din x plus 1
ori 2, ori 2 și plus radical de ordine 3 din 4, da? Da. Deci bucata care ai pus-o sus, o pui și jos. Da. Ca să nu schimbe gheștiul, ca să merite egalul. Da? Egal mai departe cu limită. Pentru x tinde de la 1. Din. Și acum vedem ce facem. Păi tocmai a minus b până la a pătrat plus a b plus b pătrat. Cât face a minus b? O să dea a la a 3 minus b la a 3. Care deci face radical de ordinul 3 din x plus 1 la a 3. Da. Minus b, adică radical de ori în 3 din 2, la a 3-a. Da, ca să vadă tot omul. Da. Supra, jos este x minus 1. Da. X minus 1. Pe lângă. Pe lângă putem locui. Putem locui, da. Sigur, că e bucata asta o ducem degeaba după da. Noi. Da. Vine 1 și cu 1. 2. La a 2 4. Deci radical de ori în 3 din 4. 4. Scrip și noi, radical de ori în 3 din 4. Plus. Plus la așa, 1 plus 1, 2, ori 2 radical din 4 de ori din 3. Deci radical de ori din 4, de ori din 3 din da. 4. Așa. Plus, plus radical de ori din 3 din 4. Și egal mai departe cu limită pentru x tinde la 1 din ăsta la 3-a, radicalul se anulează, radicalul și rămâne mai x plus 1. Da, dacă e la a treia, da? Și rămâne x plus 1. Deci vine x plus 1 minus 2. Minus 2, corect. Totul supra. Totul supra. X minus 1, 1 ori câți de radical de ăștia sunt? 3 radical de 3 din 4. Ori 3 radical de 3 din 4. Și egal mai departe cu? Limită pentru x tind de la 1 din x minus 1. Rămâne doar x minus 1, supra x minus 1. 1 pe lângă 3 radical de ordine 3 de 4. 4 da. X minus 1 simplifică x minus 1. Și acum e momentul că scap din ecaz. Da. Și va face limita asta. 1 supra... Exact, egal cu 1 supra 3 radical de ordine 3 din 4. Ăsta este rezultatul. Dar ai muncit foarte mult, nu? Păi, în limite care, dacă aplicăm o formulă, găsim rezultatul și în rezultat înlocuim pe x cu 1. Da. Deci ăsta e motivul pentru care așa trebuie făcut. Deci luăm pe f de x din nou. F de x era egal cu radical de ordine 3 din x plus 1. Și facem derivat. F derivat de x, o facem orice x, nu numai în 1. Orice alt punct. Da. F derivat de x va face calcul. După formulă. E a treia formulă, nu? Așa. U va fi 1 supra. 1 supra. Indicele radicalului. Adică radical de ordine 3. Nu, indicele de spune. A. 3. A, 3. Da. 3. 3 ori radical de ordine 3 din x plus 1. Așa, tot ce era la pătrat. La pătrat, da. Da? X plus 1 la pătrat. Da. Și asta e derivată. Și acum, f derivat în punctul 1 e calcul. Trebuie să locuim. Locuim pe x cu 1. 1 supra... 3. Da, 3 ori radical de ordine 3 din 1 plus 1, 2 la 2, 4. E simplu. Faci 1 supra 3 radical de ordine 3 din 4. Termasiști. Da. Dar nu numai că n-am făcut-o pe asta în general, în orice punct. Vezi? Aici era făcut-o doar în punctul 1. Dar acum faci și în 1, și în 2, și în 7, și în 9, și în minus 1, și în orice punct. Deci, de data asta, având formula, știi să derivezi, nu te mai apuci în 2. Pentru 2 ce-ar face? Am face limit pentru x la 2 din f de x minus f de x supra 2 și 2 și muncești și găsim un răspuns. Formula de bază e bună dacă uiți o formulă din aia, să te pui calculat. Deci, da, să o calculezi pe aceea. Da. Dar muncești foarte mult. Eu zic că trebuie să știi formulele. Da, mai bine să știi. Atenție, de ce sunt 3 radicali? Pentru că acum tu ai înțeles de ce 3. Când am practicat colorate de ordine 3, 1, 2, 3. Noi am făcut-o în general. În el. De ce suntem radicali? Deci,
Formulele le faci, le înveți tu, că simți tu nevoia ca să, să te descurci, dar ai greșit și, da. Nu că eu mofta cu eu. Da. Deci, asta trebuie să, să înțelegi. Acum, aici toate formulele sunt numai din X. Da? Numai cu X, nu cu o expresie. Că dacă în loc de X pus eu o expresie, lucrurile se complică. Bună oară! Dacă eu îți voi da să facem, hai să zicem că facem următorul exercițiu. Dau o funcție care e un pic mai dificilă ca exprimare și pe urmă să ne întoarcem să vedem de ce. Să descoperim care e șmecheria. Uite. Dacă îți dau funcția f de x, f de x egal cu radical din 7x plus 5. Nu, întâi să-ți dau urmai din x plus 5. Lasă-o x plus 5 și pe urmă îți dau și așa. Da. Și facem cu limita raportului, că noi nu știm. Da, nu știm dacă e bine. Ne apucăm după limita raportului și zicem, limită. Limită, dar ce? Nu, f derivat în punctul 1. Plus 1 îi dăm. Da. F derivat în punctul 1 egal cu limită. Egal cu limită pentru x tinde la 1. Din. Din f de x. Adică? Minus f de x. De f de x minus f de 1. Scrie fără, da, e bine. Minus f de 1 supra x minus 1. Deci f de x minus f de 1 supra x minus 1. Și va fi limita pentru x tinde la 1. Din f de x este radical din x plus 5. Da. Minus 1 plus 5 radical din 6. Radical din 6, totul supra. Totul supra x minus 1. Și egal mai departe. Da, limita pentru x tinde la, la 1 din facem da, așa. Și vine radical din x plus 5 minus radical din 6, totul pe lângă radical din x plus 5 plus radical din 6, totul supra x minus 1 pe lângă radical din x plus 5 plus radical din 6. Și este egal cu sus dispare radicalul și vine x plus 5 minus 6. Totul supra, jos înlocuim. X plus 5, ai zis, minus 6, supra x, x minus 1, pe lângă. Radical din 6 cu radical din 6, plus 2 radical, radical din 6. Și egal mai departe, pozitiv. Și egal mai departe cu limită pentru x tinde la 1 din x minus 1. Da. Supra x minus 1 pe lângă 2 radical din 6. Și x minus 1 cu x minus 1 se reduc și rămâne 1 se supra... Simplifică. Da, se simplifică. Și rămâne 1 supra 2 radical din 6. Corect. Și acum, după formulă, hai să ne luăm funcția. F de x era egal așa. F de x egal cu... F de x egal cu radical din x plus 5. 5. O derivăm în orice x, deci f derivat de x. F derivat de x va fi egal, nu uităm după formulă, va fi 2... 1 supra. Da, 1 supra 2 radical din x plus 5. Atunci. X plus 5 la întâia, la întâia, da. Așa. Și atunci f derivat în 1 va fi egal cu? Egal cu f derivat în 1 va fi egal cu 1 supra 2... 2 radical din 6. 2 radical din 6. E perfect, nu? Da. Foarte simplu. Dar să luăm acum o altă funcție. F de x egal cu radical din 7x plus 5. Radical din 7x plus 5. Și tot în 1 să facem. Face cu formula? Formula, formula. A. Da? Păi dacă eu facem mai întâi f în derivat de x, și după locuim în... F de... Nu, 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 nu. Cu limita raportului.
Deci f derivată în punctul 1, da. F derivată, pentru că am picat formula. Va fi f de x, adică radical din 7x plus 5. Egal cu limită. Da. Pentru x tinde la 1. Din. Din radical din 7x plus 5. Da. Minus, înlocuim cu 1. 7 ori 1, 7 plus 5, 12. Minus radical din 12. Da. Totul supra x minus 1. Corect. Amplificăm cu conjugata. Da. Și va fi egal cu limită pentru x tinde la 1 din radical din 7x plus 5 minus radical din 12, totul pe lângă radical din 7x plus 5 plus radical din 12, totul supra x minus 1, totul pe lângă radical din 7x plus 5 plus radical din 12 și va fi egal cu sus dispare radicalul și va fi 7x plus 5 minus 12, jos x minus 1 pe lângă dacă locuim, va fi 7 ori 7 plus 12 pe lângă 2 radical din 12 și va fi limită pentru x tinde la 1 din 7x minus 7 minus 7 supra x minus 1 pe 7 pe lângă x minus 1, nu? O deodată, poți. Sau așa, da. E 7x minus 7, 7 pe lângă x minus 1. Da. Și 7 pe lângă x minus 1. Limite, limite, limite. Da. Limita pentru x tinde la 1, tinde 7 pe lângă x minus 1, supra x minus 1 pe lângă radical din 2, x minus 1 cu x minus 1 se reduc și va fi 7 supra 2 radical din 2. 7 supra 2 radical din 12. 2, pardon, 12. 2 radical din 12. Bun. Hai să facem formula și primul să locuim în formulă. Nu știm noi să facem. Deci vine că... Deci va fi f derivat de x, va fi egal cu, după formulă zice 1 supra 2 pe lângă radical de ordin 2, așa, din 7x, 7x plus 5, la puterea cu el. Da, la puterea. Atunci, f derivat... F derivat în punctul 1 va fi egal cu 1 supra 2 radical din 7 ori 7, 12. Radical de 7. 2 din 12. Și 7 supra 2. Este lipsă în 7. Deci asta ceva nu e în regulă. Am lucrat, am greșit pe aici undeva. Ia să vedem. Conjugată, tot. Tot. Și data trecută a mers. Păi da, dar nu era... Era doar x. Ah, era x-ul simplu. Și acum dacă șaptele făcea... astea... Da. Deci șaptele astea și aduce o altă contribuție. Dacă facem derivat de 7x, mai fac nu cred. Deci povestea este că aici greșim. Pentru că la formulă, ea merge când e x simplu. Da. Dar dacă expresie cu 7x, 9x, ar trebui înmulțit cu asta de aici derivat. Cu ce să găsim sublimitor derivat? Subradical. Deci formula asta aici mai trebuie îmbunătățită. Atenție! Acum este momentul când noi descoperim ce trebuie făcut. Că nu mai dat, n-am mai dat același rezultat. Deci, cât am zis? 1 pe 2, după formulă, 1 pe 2 radical din 7x plus 1 la întâia, ori, pune aici ori, foarte important, ori 7x plus 1, totul derivat. Da? Egal mai departe cu 1 supra 2 radical din 7x plus 5, 1 supra 2 radical 7x plus 5, ori... Acum e o adunare a derivate. Cum se derivează o adunare? Fiecare derivat. Înseamnă 7x derivat
plus 1 derivat și tot era într-o paranteză, că de fiecare trebuia, nu? Se mulțește cu asta. 7x, adică locul 1. 7x derivat plus 1 derivat. Și cam mai departe cu 1 supra 2 radical din 7x plus 5 ori cum se derivează când e o constantă mulțit cu ceva? Constanta este în față, mulțit numai cu f derivat. Adică constanta ar fi 7 ori x derivat plus 1 derivat cât este? 0. Așa. Și egal mai departe cu 1 supra 2. 1 supra 2 radical din 7x plus 5. Da. Ori x derivat cât este? X derivat. 1 sub... Nu, x-ul simplu. Păi x, la... x derivat e n... Că nu e la n, dar dacă nu e 1, că nu e 1, x la întâia, nu? Da. X la întâia, da? Deci vine 1 ori x la puterea 1 minus 1, 0. Și orice număr la puterea 0 face 1 și face 1. X derivat, deci să ținem minte, x derivat este egal cu 1. Da? X derivat face 1. Dar de acolo vine, din formula aceea, care e generală. Deci ori 7 ori 1 vine. 7 ori 1. 7 ori 1, 7. Deci va face final 7 ori 1, 7 supra radical din 7x plus 1. Asta e formula. Da? Deci f derivat de x. Noi am derivat-o în general. Deci în variabilă x. Deci iată că acum, dacă f de x este asta, rezultă f derivat de x. F derivat de x este... Nu, nu, în general este 7 supra 7 supra 2 radical din 7 plus 5. Nu? Și atunci? Nu e 1. 7x plus 1. 7x plus 5 a fost. Da, am plus aici, am pus mai 1. 5, 5. Bun. Și atunci f derivat în 1, f derivat în punctul 1, este 7 supra 2 radical din 12. E perfect. Da? E perfect. Deci atenție, când e altă șmecherie în afară de x, dacă e expresie, trebuie să zicem mulțim cu expresia derivată și mulțim să o derivăm pe ce? Deci acum am înțeles că dacă în loc de x apare un e de x, trebuie să spunem mulțim cu e de x derivat. Cu expresia aceea, care cât o fi ea. Aici era când numai, era numai x, că fiindcă x-ul derivat-o, cât este x derivat? Însă ori 1. Și n-a mai avut sens ori 1. Vezi, toate au un x. Dar dacă la toate înlocuim pe x cu expresie de x, trebuie să zicem un mulțit în continuare cu expresia aceea care e acolo, în loc de x, e de x derivat. Deci ele... Da. Să mai continuă cu ce? Cu expresia derivată. Trebuie să știi foarte formulele acestea la care zic mulțit cu expresia derivată. Da? Deci hai să vedem o leacă să ne apucăm de chestia asta cu banii interesați. Nu? Ai văzut? Era o greșeală. Nu ne-am mai dat așa răspuns. Adică n-am ținut cont că acum este o expresie. Da. Nu este x simplu. Și era 7x acolo, deci era o expresie. După ce știm formulele, trebuie să știm să derivăm foarte rapid, dar apare și momentul acela când apare expresie, da? Și da. Să vedem cum facem. Concret, să surprindem următoarea funcție, să spunem. F de x egal cu, să vedem ce funcție suntem noi.
Ca să închipăm că f de x ar fi egal cu radical indicii 3 din 5x pătrat plus x plus 2. F derivat, nu te mai duc în formulă, că acum e complicat, din ce în ce mai complicat acolo. Dacă vrei, te duc și prin formulă, că nu e problemă. Faci și prin formulă, pe asta mergi și prin formulă și prin... Vrei prin formulă la început? Nu. Nici la început, nici la sfârșit ai vrut. Hai să zicem, f derivat de x este egal cu? 1 supra. Trei. Pe lângă radical de ordin 3. Radical de ordin 3. Din 5x la a doua. 5x la a doua. Plus x plus 2. Totul la putere a doua. Totul la a doua. Și ori? Ori, da, expresia. Ori expresia asta care vedem de sub derivat. Da. Adică o punem toate expresia în paranteze. Ori 5x pătrat. 5. Plus x plus 2. Da? Totul derivat. Da. Așa am spus, plus, nu? Da. Că zice după formulă, ori expresia care vedem de aici, derivată. Derivată. Și egal cu. Putem să o luăm pe asta deoparte ca să mai stim în nu știu cât timp. Deci să luăm pe ce să derivăm? Pe 5x pătrat plus x plus 2. X plus 2, totul derivat, va fi egal cu... Eu adunare. Da. Adică... fiecare derivat. Fiecare derivat. Scrim așa ca 5x să derivat, 5x pătrat derivat. 5x pătrat în paranteză derivat plus x derivat. X derivat plus 2 derivat. Derivat. Și egal mai departe cu. Și egal mai departe cu. Constanta este în fața asta aici. Așa, da. Adică 5. 5 înmulțit cu x pătrat derivat. Derivat. Plus x derivat știi că-ți face, x derivat este... 0. Nu, x derivat este 1. Da, x derivat e 1, da. Păi de acolo, din motiv, că e 1 minus 1. Da. Exponentul 1 minus 1 își face x la 0, face 1. X derivat e 1. Deci vine... Plus 1. Plus 1. Și plus? 2 derivat, adică... Constanta derivată, te susțin în minte, prima, mă. 0. Constanta derivată este 0. Și egal cu 5 ori... 5 ori x la a doua totul derivat. X la a doua, x la a, prima, a doua formulă. 2. 2. 2. Adică 2x... 2 la a întâia, nu? 2x. Atât. Adică 2x. Plus? Plus 1. 1. Și va fi... 5 ori 2, 10, x plus 1. Plus 1. Terminat. Deci acolo adaug, în loc de asta, 10x plus 1. Așa, dar voi spune că f derivat de x, să o spunem, f derivat de x, va fi egal cu 1 supra, 1 supra 3 ori radical de indice 3 din 5x pătrat plus x plus 2, totul la puterea a doua. Da. Ori? Ori 10... X plus 10x plus 1. 10x plus 1. Poți să spun 10x plus 1 sus. Egal cu 10x plus 1, totul supra 3, radical din indice 3 din 5x pătrat plus x plus 2. Și asta este răspunsul. F de x derivata lui f de x. Și dacă vrem să facem exemplu... Într-un punct înlocuim aici. Deci f derivat în punctul 1. F derivat în punctul 1. Egal cu 10 ori 1, 10, da. 11. Deci face 11. Supra 3 ori radical de ordin 3 din 5 ori 1 la 2 e 5, plus 1, 6, plus 2, 8. Radical din va fi 11 pe 6, 11 pe 6. De ce frate? Păi radical vine 8. 8 la 2. 64. Am uitat pe la 2. Da? Da. Deci 11 supra 3 radical de 3 din 64, care poate fi scris egal mai departe așa. 11 supra
3, radical de ordinul 3. Din 8 la a doua. 8 la a doua. Dar 8, 8 e 2 la a treia. 2 la a treia, tot la a doua. A doua. Și egal cu 11. Supra 3 radical de ordinul 3 din 2 la câta? 2 la 6. 2 la 6. Și cât face? Egal cu 11 supra. Cât face radical din 3 din 2 la 6? Care este radicalul în 3? Păi, vine 6 pe 3, 2 la 2. Deci, aici mai puteți spune că e 2 la 3, totul la 2, și 3 cu 3 se duce și rămâne 2 la 2, care face 4. 4 la 3, 12. Deci, 11 pe 12. De-aia la clasa așa pe trac radicale, manevrele acelea. Ați băi, ia loc în bancă aici, că îți folosește. O stai, și povestea ta. Am atenție mult, că este de folos, că așa te găsești. Și trebuie să duci la bun sfârșit. Și nu așa, de exemplu, un 11 supra... Nu, dar ochiul meu îmi spune, băi, dar nu știți, vorbesc cu radicali. Da. Și dacă răspunsul este 11 pe 12, nu le-ai dus până la sfârșit, așa poți să le lași chiar la început. Până la început nu l-ați lăsat. Dacă le-ai lăsat așa... Da? Ce înseamnă asta? Așa. Trebuie să duci până la capăt, că să punctează dacă lucrezi. Dacă nu lucrezi, ce să punctează? Așa că... Mai vedem un alt exercițiu. Să fie funcția, să spunem, f de x. O scriu jos. F de x egal cu logaritm natural din 7x pătrat plus 3x minus 5. F derivat de x, credută că f derivat de x, va fi egal cu? Păi f derivat de x, 1 supra, 1 supra 7x. Toată șmecherea care are 1 supra 7x pătrat plus 3x minus 5, ori, că nu e simplu x, iar are expresii. Da. Ori 7x pătrat plus 3x minus 5, totul derivat. Așa. Și ei de poate să o faci pe asta. Și va fi egal cu 7x pătrat plus 3x minus 5 va fi egal cu derivat, va fi egal cu fiecare derivat. Adică 7x pătrat totul derivat plus 3x totul derivat minus 5 totul derivat. Și va fi egal cu va fi 2 7 ești în față, nu? Da. Și mai vine un 2, 2 ori 7, 14. Deci face 14 x la întâia, da. Au fost la a doua, dar scade cu unitate. Așa. 3 plus 3 x la întâia, adică plus 3 ori x derivat. X derivat. Și x derivat e 1. 1, da. 3 ori 1, 3. Minus 0. Deci plus 3. Deci 14x plus 3. Așadar, continui sus, egal mai departe, vei spune... Egal mai departe cu 1 supra 7x pătrat plus 3x minus 5 ori 14x plus 3 egal cu 14x plus 3 supra 7x pătrat plus 3x minus 5. Deci asta este 14x plus 3 supra 7x pătrat. Da? Minus 5. Bun. Și să vedem o altă funcție, deci funcția f de x. F de x egal cu a la puterea, nu a, 3 la puterea, 5x pătrat plus 7x minus 9.
Păi a cincea formulă, nu? Păi da, ala există. Derivat. Păi... Deci f derivat. F de x derivat. Așa. Va fi... ala x, adică... 3 la... 3 la ce este acolo? Da, 3 la... 5x pătrat plus 7x plus minus 9. Ori... ori logaritm natural din... logaritm natural din... 3. Ori... da. Ori toată șmecherea derivatului. 5x pătrat... 5x pătrat plus 7x minus 9, totul derivat. Și egal mai departe. Egal cu 3 la... Hai să o luăm pe cei de parte, să o derivăm, da? Adică... 5x pătrat plus 7x minus 9, totul derivat. Derivat va fi egal cu 5 ori 2, ori 10. 5 ori 2, ori 10, ori deci, x. Deci vine 10x, să vedeți cum derivezi. 10x plus 7. De cum am făcut eu? Știu că 5 este în față, 5 ori 2 pe x la n, 10, rămas x la puterea mai mică cu 1, 7 ori 1, 7. 9 derivat e 0. Deci vine 10x plus 7. Deci va fi egal mai departe cu 3 la puterea 5x. 5x pătrat plus 7x minus 9, ori logaritm natural. Natural din 3. Și ori, în paranteză, 10x plus 7. Hai să mai derivăm încă o dată. Iată, vreau să derivăm mai întâi așa. Notăm f de x egal cu 3x la 5 plus 4x la 3 minus 2x la 2 plus x plus 2. F derivat de x egal cu aici. Deodată vreau să văd dacă ți-ai dat drumul la ochi. Bine cât? Păi... 15... 15x la... 15x la 4. Da. 2, plus 12x la 2. Da. Minus 4x. Da. Păi e constant... Nu, x, x mai întâi. X e la... 1. Așa e 1. Plus 0. Plus, da, atât. Așa e. Foarte rapid, deci. Ai făcut 3 ori 5, 15x la plus 4 ori 3, 12 și minus 4x plus 1. Că x derivat face 1. Da? Ia să mai vedem altul. Deci f de x, ți-l dau, egal cu minus 20, minus 2x la 9 plus 4x la 5, minus 3x la 2, minus 5x plus 4. F derivat de x va fi egal cu? Minus 18, x la 8, plus da. 20x la 4, minus 6x, minus 5, da. Plus 0. Atât. Deci 18x la 8, plus 20x la 4, minus 6x, minus 5, da? Da. Și acum să mai vedem încă. F de x egal cu... f de x egal cu 3x plus 5 supra 4x minus 2. F derivat de x va fi egal cu
derivata unei fracții. Da. Că tu ai o fracție. Ziceam să le derivezi destul și pare că, dar nu. E fracție. E fracție, derivata. Da? Adică... Fiecare e... No, e F ori G. Deci F derivat, mai întâi. Da. Adică numărătorul derivator, numitorul nu. Deci numărătorul, da, numitorul nu. Minus. Numărătorul nu, celălalt da. Supranumitorul la pătrat. Deci respectăm de acolo. Convine? Deci. Ăsta e F-ul. Da. După formula așa. Și ăsta e G-ul. Și F derivat. Adică 3x plus 5. 3x plus 5 așa. Derivat. 3x plus 5 totul derivat. 5 totul derivat. Ori. Ori G. Adică 4x plus 2. 4x minus 2. Nu. Așa. Minus. Minusul. F, adică 3x plus 5. Da. 3x plus 5. 3x pe lângă plus 5. 4x minus 2, totul derivat. 4x minus 2, derivat, supranumitor. 4, x minus 2 la 2. Și egal cu. 3x plus 5, totul derivat, este... 3 ori 1, 3... 5 derivat e 0, 3. 3. Deci vine 3 pe lângă, 4x minus 2, minus... Minus... Pe asta lăsăm 3x minus 5. 3x plus 5. 3x plus 5, da. 4 ori 1, 4. Păr 4. Păr 4. Supra, 4x minus 2, la pătrat. Și egal cu. 12x. Așa. Minus 6. Minus 12x. Da. Minus 20. Minus 20. Că minus e față, schimbă semnul. Ah, da. Minus 20. Totul supra. Totul supra. 4x minus 2, logică la pătrat. 4x minus 2, totul la pătrat. Nu e grabă. E altul. Sus, a fost important că se reduc 12x cu 12x. Da. Și am avut motiv. Minus 12x și minus 26. Minus 26 supra 4x minus 2, totul la pătrat. Asta este formula. E derivata funcției. Deci trebuie să știți derivezi fracția. Prima da, a doua nu. Minus prima nu, a doua da, supranumitorul la pătrat. Asta e f pe g. Și dacă o să ai așa, f de x egal cu sin de x ori cos de x. Ce este sin ori cos? Este un produs. F ori g. Ok, este o mulțire, vezi aici. Da. Un produs deci va fi prima da, a doua nu, plus prima nu, a doua da. Și atunci ce zici? Zicem de dedesubt sau îndrept, să f derivat de x, rezultă f derivat de x egal cu? Prima da, adică sinus de x derivat. Sin de x totul derivat, ori cos de x. Ori, da, ori cosinus de x. Adică plusul, nu. Plusul din formulă, da. Și, adică plus sinus de x. Nu. Ori, ori cealaltă, da. Cosinus de x derivat. Și egal cu? Sinus de x, totul derivat cu cosinus de x. Da, deci cos de x. Cos de x ori cosinus de x. X, da. Așa. Plus sinus de x ori cosinus de x e minus, adică ori minus sin de x. X, da. Și egal cu cosinus x pătrat. Cos pătrat. Așa, cos pătrat. Cos sinus la pătrat, nu este x la pătrat, da? Cos pătrat de x. Cos pătrat de x. Plus. Plus cu minus. Dă minus la mulțire. Sunt niște numere aici. Și nu se...
Păi e mulțit. Nu e adunat, da. Minus... Minus? Sin pătrat x. Minus sin pătrat x. Și cos pătrat minus sin pătrat este cosinus de 2x. Formula de trigonometrie acum. Cos pătrat minus sin pătrat e cos de 2x. Și asta este rezultatul final. Da? Ia să vedem. Funcția f de x egal cu tangente de x. Supra cos pătrat. Așa, dar să zicem tangenta că e sin pe cos. Egal mai departe cu sin de x supra cos de x. Da? Și acum să o derivăm pe fracții. Că parcă nu aștept formula. Și atunci zici f derivat de x este egal cu sin de x supra cos de x. Totul derivat. Și cu cine este egal? Sin de x supra cos de x totul derivat egal cu întotdeauna fracția acolo. Exact. Deci, prima derivată, da. Adică sin de x, derivat ori cosinus de x ori cos de x, da. Minusul din formulă ori sinus de x sin de x nederivat, da, nederivat ori cosinus de x derivat. Totul supra cos pătrat de x. Adică, da, cos pătrat de x. Și este egal cu sinusul derivat, cât este în formulă? Sinusul derivat este cosinus de x. Deci sinusul e cos de x. Cos de x. Ori cos de x. Ori cos de x. Minus sin de x. Sin de x. Și cosinus de x derivat e minus sinus de x. Minus sin de x. Totul supra. Cos pătrat de x. Cos pătrat de x. Sus este cos pătrat de x. Deci va fi egal cu cos pătrat de x. Și minus, minus plus. Plus sin pătrat plus de x. Sin pătrat de x supra cosinus pătrat de x. Supra cos pătrat de x. Și egal cos pătrat plus sin pătrat? Formula fundamentală, cos pătrat plus sin pătrat e 1. 1, da. Formula fundamentală, nu cauți prin text prin tabel. Nu, să știu că am făcut întreabă. Sin pătrat, nu a fost cos pătrat minus sin pătrat. Da. Aici cos pătrat plus sin pătrat e formula fundamentală, deci 1 supra cos pătrat de x. Cât e tangenta derivată? Tangenta derivată e 1 pe cos pătrat. Adică am găsit-o și noi. Deci am găsit-o, este corectă. Am derivat-o ca o fracție și este corectă, da? Câte ceasul? Și 34. Hai să mai facem câteva. La cât? La 10, parcă, zic, nu? Da, da. La fără 20 oprim ca da, să... Da, să ștergem. Aici, da. Să vă dăm aici. F de x egal cotangentă de x. Iar cotangentă știu că e cos de x supra sin de x. Cotangenta este inversa tangente. Și atunci să derivăm. Cotangentă pătrată. Tot o fracție. Și va fi egală cu f de prima derivată, adică cosinus de x. Cos de x supra sin de x. Totul derivat. Da. Și după va fi cosinus de x. Așa, derivat. Așa, pe fracție. Deci, cosinus de x derivat ori sinus de x minusul din formulă ori cosinus de deci x. Deci minus cos de x nederivat. Așa. Ori sin de plus x. Sin de x. Nu, ori sin de x. Ori sin de x derivat. Derivat. Totul supra. Numitorul la pătrat. Sin pătrat de x. Și egal. Derivata lui sinus? Cosinus. E minus sin de x. Deci vine minus sin de x. Sin de x. Vine minus sin pătrat de x. Da, minus sin pătrat de x.
Și după sinus de x este cosinus de x și minusul cu minus face plus. Dar nu-i, nu-i minusul cu minus. Oh, nu. Sinusul e cosinus, oh, da. Simplu, da? Minus, și rămâne minus. Minus cosinus pătrat de x. De x supra sinus pătrat de x. Pătrat de x. Și egal cu? Scoatem o minus sus în factor comun. Minus pe lângă sin pătrat de x plus cos pătrat de x. Pătrat de x. Totul supra sinus pătrat de x. Și sin pătrat plus cos pătrat? 1. 1. Și rămâne minus 1. Îi vine minus 1 supra sin pătrat de x. Sau minusul spate îmi pune în față, minus 1 pe sin pătrat. Cât este cotangenta în formulă? Cotangenta de x derivat? 1. Minus 1 supra sin de x pătrat. Este așa, da? Deci am ajuns la formula asta. Să zicem, arc sin de x, tot arc, hai să vedem, funcția f de x, egal cu x plus 1, supra, nu, arc sinus egal cu arc sinus din x plus 1 supra x minus 1. F derivat de x va fi egal cu, căutăm arc sinusul. Acolo sus. Arc sinusul. E 1 supra. E 1 supra radical din 1 minus x pătrat. 1 minus minus ce are el la pătrat. A, da. Deci are expresia lui. Da, când era x, era x tare. Da. 1 minus x plus 1 supra x minus 1 la pătrat. Ori, atenție, când, da, când e o expresie, ori expresia derivată. X plus 1 supra x minus 1. Ori x plus 1 supra x minus 1 derivat. Și egal cu 1 supra. Radical din 1 minus. Deci facem... Adică la pătrat. Da, da. X pătrat plus 2x plus 1. X pătrat plus 2x plus 1. Totul supra. Supra, x pătrat minus 2x plus 1. Am făcut asta ca să putem să aducem în aceeași uitor, nu? Da. Înmulți cu? Poli, dacă mă derivăm. Sigur că da. Ca o fracție. Fracția e acolo. Va fi, adică x plus 1 derivat. Deci vine x plus 1 derivat pe cealaltă nouă. Da, ori x minus 1 nouă. Minus, minus a doua derivată, a doua prima nu, x plus 1, x plus 1 pe lângă x minus 1 derivat. X 1 derivată. Supra numitorul. Radical din... Nu, numitorul, numitorul. Numitorul aici. A, da, da. X minus 1. X minus 1. X minus 1 la pătrat. Da. Și egal cu 1 supra radical din... 1 supra radical din 1 minus x. Atenție, aduc la aceeași numitor. A, da, da. X pătrat minus 2x plus 1. Și va fi egal... Da, atenție, atenție. X pătrat minus 2x plus 1 e amplificat, da? Da. Minus în continuare. A. E minusul... E partea a doua după ce ați zis aceea. Minus x pătrat minus 2x minusul. Minus 1. Totul supra x pătrat minus 2x plus 1 înmulțit cu? Aici. X plus 1 face 1. Constant face 0. X derivat face 1. Ori, ori x minus 1 face x minus 1. Minus. Asta e derivată. 0. Tot e. Nu. X derivată e 1. Da. Și 1 derivat e 0. E 0. Rămâne 1. 1. 1 ori asta rămâne asta. Da. Adică x minus 1. X plus 1. A, pe minus.
x plus 1, că îi mulțesc cu 1, da? Da. Și că acum cu minus va veni minus x minus 1. Când nu se face, schimbă semnul. Supra x minus 1 la pătrat. Și egal mai departe cu x pătrat cu x pătrat se reduc. Minus 2x cu... Minus 4x minus 1. Deci va veni 1 supra radical din minus 4x minus 1 supra x pătrat minus 2x plus 1. 2x plus 1, da. Ori x pe x se reduc. Da. Și minus 2 supra. Minus 2 supra, dar asta o să se reducă cu asta de jos. X minus 1 la pătrat, un pic, să vedem ce se întâmplă, că avem treabă. Ah, da, eu nu credeam că e împărțire și se reacă în mulțire. Da? Deci vedem ce se întâmplă da, acolo. Da, da, e împărțire, poate am împărțire și lucru. Deci avem ce? 1 supra. Supra radical. Radicalul este din numărător și numitor, nu? Da. Radical din minus 4x minus 1. Asta încă minus 4x minus 1 e pozitiv, deci s-au făcut niște observații că radicalul e de ordine pare, are numai loc de numere pozitive. Supra, supra radical din... Din radical din x pătrat... Minus 2x plus 1. Care este x minus 1 la pătrat, știam mai. Da. Și aici este mulțit. Linia de fracție, asta e important. Mulțit cu minus 2 supra x minus 1 la pătrat. Și egal cum? Cum se mulțește? Se mulțește prima cu a doua inversată, da. Da? Da. Și ajunge sus și radical din x. Radical din x minus 1 la pătrat supra radical din minus 4x minus 1 ori minus 2 supra x minus 1 la pătrat. Aici n-ai ce faci. Da. Și acum aici, ca să ieși de sub radical, trebuie să-ți modul. Da. Și de dai negativ. Nu știu. Trebuie să văd semnul x minus 1. Aici trebuie analizat pe ce interval există. E o poveste mai... complicate. Cert este că aici este modul din x minus 1 supra radical din minus 4x minus 1 ori minus 2 supra x minus 1 la pătrat și atunci când x minus 1 mai mare ca 0, mai mic ca 0, modul explicitat se mai simplifică aici, se mai finisează și se găsește derivata. Deci vezi, e de lucru și mai ales multă matematică în continuare. Deci că acum când trecem să facem derivate și derivăm, trebuie să știi toată materia de urmă. Ai cu logaritm, cu tot felul de... Nimic din urmă nu poate fi uitat. Deci învățăm alte formule, e drept, da. Dar aplicație și lucrarea, lucru făcut acolo, înseamnă să știi toată materia de urmă. De lovești, de logaritm, de exponențiale, de tot felul. Vezi că înseamnă logaritm, trigonometrie și așa mai departe. Foarte, foarte multe lucruri. Dar numai dacă derivezi foarte bine orice funcție, dacă înțeles așa. Aici, dacă în loc de x apare expresie, mulțim cu expresia derivată. Da. La rândul, dacă așa expresie conține alte șmecherii, iar ori aceea e derivată. Deci este, sunt așa zise derivate a funcțiilor compuse. Și nu m-am mai dus la teorie, să fac teoria la funcții compuse, ce acolo, ce... Dar m-am jucat așa cu tine și ți-am arătat că aceea care conținea 7x a dat altceva prin limita raportului. 7-le acela era vorba. Adică nu mulțesem cu 7x plus 5 totul derivat. 7-le era, nu putea să nu apărusele. La revedere, dragilor. Ce am făcut aici ca idee? Dar de toate. Formulele, calcul prescurtat, derivatele, formulele. Hai să punctăm aici. Trigonometrie. Dar ce s-a putut face? Da? Deci, practic, toate
tot ce știi din clasa a 9-a, a 10-a și a 11-a, de până acum trebuie actualizat. Pentru că în momentul în care te-a pus să faci derivata unei funcții, nu știi de ce te lovești. Da? Deci trebuie văzut. Puteri, operații cu puteri. Radicali, proprietăți. Ai văzut cu scoateri, sunt radicali, conjugate cu... Da? Proprietăți, operații. Trei. Funcția exponențială și logaritmică. Adică aici proprietățile la exponențiale, proprietățile logaritmilor, da? Proprietățile logaritmilor. Apoi, patru. La logaritm, formule trigonometrice. Da, și am vedea și de calcul prescurtat care de sus. Formule de calcul prescurtat, uite, da. Formule de calcul prescurtat. 5. Formule trigonometrice. Da. Șase. Formule de la derivate. 7. Derivata funcțiilor compuse. Da? Derivata funcțiilor compuse. 8. Operații cu funcții derivabile. Cum se derivează o sumă, o fracție, da? Deci, operații cu funcții derivabile. 9. Derivata sumei, a produsului, a fracției, a puterii, nu ți-am mai dat-o, te dau într-una din zilele următoare. Deci, Cosmine, care e concluzia? Trebuie pus mâna pe tot ce s-a făcut până acum. Ai văzut limite. Că, de fapt, ce este o derivată? Este o limită. Nu? Dar cred că vreau să fac numai asta face. Păi facem asta, dar prin o aplicație derivată. Da, da. O să vedem de ce am făcut derivate. La cine ajută derivata? Ți amintești că la început spuneam așa. Vreau să studiez o funcție. Vreau să văd ce fac y și unii pe unii cresc, pe unii descresc. Care e cea mai mică valoare. La asta ne ajută derivata. Da? Ne oprim aici. La revedere, dragi oameni.